Bine v-am găsit! În contemporaneitate sunt foarte multe modele eclesiale bisericești. Multe dintre acestea exclud fie rugăciunea comună, fie predicarea încapsulată într-o formă foarte succintă. Întrebarea biblică are de-a face cu conținutul unei slujbe bisericești. Ce ar trebui să conțină o slujbă, momente de închinare comunitare? Pentru a găsi răspuns biblic la această întrebare, stăm de vorbă cu David Goran, doctor în teologie și pastor al Bisericii Baptiste din Alba Iulia. Ce înseamnă libertatea creștină în privința închinării comunitare? Ce ar trebui să conțină închinarea comunitară din punct de vedere biblic? Atunci când vorbim despre închinare, în mod paradoxal, poate pentru mulți, prima impresie sau primul gând care le vine în minte sunt în special cântările sau cântecele care se cântă în cadrul unui timp de închinare corporativ comunitar. Însă dacă ne uităm în Noul Testament, observăm câteva ingrediente necesare sau cerute pentru cazul fiecărei întâlniri a credincioșilor. Fie că este vorba despre un grup mai mic, fie că este vorba despre un grup mult mai mare atât în Cartea Faptele, cât și în unele epistole, așa cum sunt epistolele Pauline, de care voi menționa câteva texte, avem. Spre exemplu, în capitolul 5 din Efeseni, Pavel spune, vorbiți între voi cu salmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești, observăm cântecele acolo, da, imnurile creștine. De asemenea, avem predicarea care nu lipsește niciodată, învățătura din Scripturi, Scripturile lor fiind în mod special Vechiul Testament, în vremea respectivă, și avem, desigur, rugăciunea. Dacă ne uităm în cartea Faptele Apostolilor, spre exemplu, în capitolul 2, le întâlnim pe toate. Ei stăruiau sau erau devotați rugăciunii, predicării cuvântului, avem și elementul acesta al Euharistiei sau Cina Domnului, predicarea, dar, dacă totuși ne uităm cu atenție sau analizăm contextul eclesial al întâlnirilor comunitare din Noul Testament, surprinzător nu avem niciun fel de model, niciun fel de ordine a lor în care se derulau. Sigur, există anumite scrieri ulterioare Noului Testament, așa cum este Didahia, Prima carte considerată, de fapt, după scrierile Noului Testament, în care credincioșii din nou sunt descriși modul în care se întâlneau, și din nou găsim exact aceleași elemente ca și Noul Testament: cântarea, rugăciunea, predicarea cuvântului. Deci, din punct de vedere al Noului Testament, acestea trei sunt indispensabile, ele nu trebuie să lipsească în cadrul niciunei întâlniri. Mai mult decât atât, aș aminti textul din Apocalipsa, unde Ioan, în viziunea lui, observând pe cei din cer care cântă, cânta o cântare nouă, și ne-am gândit că ar fi vorba despre niște cântece care nu au fost niciodată auzite, având în vedere predilecția unora de a schimba cântările, ceea ce nu este neapărat rău. Dar dacă ne uităm la conținutul cântării. Acolo găsim niște doctrine centrale ale creștinismului. Creația, răscumpărarea sau jertfa lui Hristos, preoția credincioșilor sau modul în care Hristos a readus în trupul său și ne-a făcut pe toți slujitorii ai lui un neam împărătesc sau preoți pentru Dumnezeu. Deci ce observ este că în jurul cuvântului este centrat totul, toată închinarea, fie că este vorba despre rugăciune care poate cuprinde mai multe forme, mulțumire, mijlocire, cerere, rugăciunea poate fi făcută individual, da? poate fi numită, poate fi o rugăciune comună, poate fi o rugăciune pe grupe mai mici. Deci cred că uneori trebuie să avem și creativitate în închinarea noastră, flexibilitate pentru a evita chiar monotonia, dar în același timp să nu uităm să păstrăm elementele esențiale. Care, din nou, țin de predicarea cuvântului, Hristos este central, rugăciunea și, desigur, în cele din urmă, cântarea. Dar toate sunt guvernate, să spun așa, de revelația pe care o avem deja în scripturi. Și, în același timp, aș aminti că toată închinarea, dincolo de gloria lui Dumnezeu, vizează zidirea tuturor. Așa că aș urmări, ca și scop al închinării, să fie zidiți toți cei care participă. Așadar, scopul acesta al zidirii trebuie să ne însuflețească. Există un echilibru între ceea ce găsim scris în scriptură și creativitatea și flexibilitatea în închinării.